Denumirea generică este de Stand Multifuncțional Avantry TB101 modelul gri. Din punctul meu de vedere, este o super măsuță pliabilă, ușor de transportat, ușor de folosit în foarte multe situații, cu foarte multe avantaje. Haideți să descoperim ce face această super măsuță pe care o puteți utiliza atunci când mergeți la picnic, când stați pe covor, să zic, când stați în pat, când stați pe canapea, exact ceea ce vedeți și în aceste desene pe cutia acestei măsuțe. Măsuța este disponibilă la un super preț, o găsiți undeva începând cu 100 și ceva de lei, între 100 și 200 de lei la noi, poate prindeți chiar reduceri. Aceasta este cutia, pur și simplu conține măsuța multifuncțională și acest accesoriu pentru atunci când aplicați suprafața măsuței. Este foarte util dacă doriți să nu vă alunece tableta sau, de ce nu, laptopul. Iar aceste două bucățele de cauciuc vor fi utilizate în acele găuri în momentele în care nu veți folosi acest plastic de protecție. Haideți să descoperim măsuța și să vedem ce este cu ea. Ca și greutate, masa are 1,5 kg, este foarte ușoară, foarte simplu de folosit. Piciorușele se adună, după cum observați, și de asemenea le puteți extinde, câștigând astfel pe înălțime în momentul în care folosiți masa. Acest produs este foarte bine făcut, inițial am fost sceptic să îl iau, să nu îl iau. Ei bine, sunt situații în care poate vreți să leneviți în pat sau, de ce nu, pe fotoliu, pe canapea, și atunci este mult mai simplu să utilizați o tabletă sau un laptop cu o astfel de măsuță. Sau de ce nu să luați micul dejun în pat, poate fi folosită și pentru așa ceva. Măsuța este foarte bine realizată, lemnul este un MDF, picioarele sunt foarte solide, iar mecanismul de extindere și de pliere al acestora este extrem de bine realizat. Îmi place, calitate excelentă și recomand categoric acest produs. În acest fel se pliază și picioarele acestei mese. Observați mecanismul. Prima mea senzație, v-am spus, un mecanism solid, fără teamă de a-l distruge. În momentul în care vreți să ridicați pe înălțime această masă, pur și simplu trageți din acest fel de picioare. Dacă vreți să le aduceți în poziția anterioară, apăsați butonul de pe lateral și împingeți. În momentul în care vreți să înclinați masa, observați cât de simplu se poate face acest lucru, însă mare atenție să desprindeți cele două siguranțe, aceste chestii de plastic, de pe o parte și de alta a măsuței. Observați cât de simplu se înclină, iar cu aceste siguranțe, țineți minte, sunt două, stânga și dreapta, blocați masa pentru a nu se mai mișca. Cam acesta este unghiul maxim de înclinare, ceva de genul, suficient, spun. Și cam astfel arată măsuța. Vom face și un mic test cu tableta. Puteți folosi un laptop de 17 inci fără probleme. Acesta este suportul de plastic ce vă protejează gadgeturile să nu alunece. Dacă nu vreți să-l folosiți, puteți să astupați aceste două găuri cu cele două bucățele de cauciuc primite în pachet. Cam așa arată măsuța. Un produs interesant. Poate fi util în multe situații, nu strică să îl aveți. Ceva de genul arată cu o tabletă de genul Surface Pro 4, spațiu mega suficient de utilizare a gadgeturilor. V-am spus, puteți utiliza și un laptop de 17 inci, posibil și mai mare. Să testăm și măsuța și în poziția înclinată. Observați, ceva de genul, deschidem siguranța, în acest moment eu aveam doar una activată și cam așa arată măsuța înclinată. Da, vă recomand acest produs. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe. Mulțumesc!